Tragedii după căldura extremă, un bărbat de 58 de ani din Vaslui a murit după ce i s-a făcut rău din cauza caniculei. Acesta mergea pe stradă când, dintr-o dată, a căzut secerat din picioare. Martorii au sunat la 112. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, mai ales că bărbatul suferea și de probleme cardiace. La Iași, un bătrân a ajuns la spital cu arsuri pe față și pe mâini după ce a stat prea mult în soare. Ce-ați pățit? Ați stat la soare prea mult? Am stat la soare prea mult. Cam cât timp a stat la soare? 2 ore. La doar câteva saloane distanță, un alt pacient cu probleme cardiace este în permanență monitorizat de medici. Omului s-a făcut rău dintr-o dată. Foarte cald. Cu ce boală cardiacă vă știți? Vă amortez mâinile? Vă amortește vreo regiune a corpului? Medicii din mai multe spitale au făcut față cu greu numărului mare de pacienți.